sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Și așa cum știți, Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, este cu noi prin Skype. Spuneam că vom vorbi despre ce spune statistica, despre cum și când se produc accidentele rutiere pe șoselele din România. Însă mai multe ne spune chiar acum Bogdan. Salut, bine ai venit pe drum cu prioritate. Salut, Radu, mă bucur că ne reauzim și ne și revedem. Sunt rezultate oarecum surprinzătoare despre modul în care au loc aceste evenimente, dar te las pe tine să ne explici mai multe. Bun, ne-am fi tentat să spunem că în România se întâmplă accidente mai tot timpul și cumva așa este, dar statistica vine cu alte cifre și ar trebui să știm că, de exemplu, perioadele de drum uscat, de drum liniștit, de drum bun, nu sfatul drumul, drumurile bune, sunt cele care practic întind cele mai multe capcane șoferilor. Practic, 80% din, aproape 80% din accidente rutiere se produc pe lumină și pe asfalt uscat. Mai precis, 3 sferturi, să zicem, aproape 75% sunt pe astfel de drumuri. Doar 5% au loc noaptea și 20% au loc pe înserat. Ceea ce este interesant este că 80% dintre accidentele rutiere cu victime au loc pe drumuri perfect uscate. Deci ziua și perfect uscat avem undeva între 75% și 80% din accidente rutiere produse în România. Deci teoretic și practic în condiții foarte, foarte bune de drum. Da, dar asta are undeva o explicație, pentru că practic n-am mai spus asta, la volan este foarte important să fie echilibrat și foarte atent. Iar pe măsură ce condițiile de trafic sunt mai complicate, generează mai mult, feedback negativ pentru șofer, mai mult stări de anxietate, șoferii sunt mai atenți și merg mai încet. Pe ploi, pe ploaie torențială, pe ploaie, în general, pe vreme ploioasă, oamenii merg mai încet și asta este normal. Când începe să ningă, oamenii merg și evident că gradul de atenție generează, evident, și mai multă prudență și de aici și această statistică. Ca un efect advers este momentul acela când este uscat, drumul nici nu aparat foarte aglomerat, ești tentat să mergi mai tare, mai relaxat. Auzim mulți șoferi care spun, pe mine condusul mă relaxează și este bine pe de-o parte, dar pe de altă parte asta înseamnă și o capcană, pentru că în acele momente gradul tău de atenție scade poate chiar peste un prag total nepermis. Trebuie știut că, conform statisticilor din Europa, în medie, un șofer european are 100% dedicate traficului, dintr-o oră doar 6 minute, deci 10%. În rest, avem un grad de atenție din ce în ce mai scăzut traficul rutier. Asta se, cumva se suprapune și cu statistica din România, pentru că aceste drumuri în care suntem relaxați, drumuri uscate, care nu presupun mari probleme cu ghilimele de rigoare, sunt și cele care își taie partea leului o consistență mult prea intensă. Există și o zi a săptămânii mai periculoasă din punctul ăsta de vedere al accidentelor? Există zile, există luni. Practic intrăm în zona, în perioada concediilor de vară și practic lunile iunie este, să zicem, luna a patra cu cele mai multe accidente. Luna a treia cu cele mai multe accidente este septembrie. Augustul este lider, iulie este pe locul 2. Deci cumva august, iulie, septembrie și iunie sunt lunile cu accidente rutiere grave, în care avem și cele mai multe număr de victime, din păcate. Și vinerea, în principiu, după prânz, se întâmplă cele mai multe accidente rutiere cu victime. Este ziua cea mai riscantă din cele 7 zile ale săptămânii și cumva și asta are explicație, pentru că, în general, vineri după prânz se pleacă în acele city break-uri cu mașina, se merg în călătorii, merge la mare, se merge la munte, practic și valori de trafic sunt mai mari și implicit și mai multe accidente, din păcate, și evident că și cele cu victime sunt tot aici, vineri după masă, avem cele mai multe accidente cu victime. Există multă nervozitate, într-adevăr, vineri spre seară, așa, când toată lumea pleacă din orașe și putem regăsi situația duminică la întoarcere. Însă de reținut această zi, da, atenție mare și relaxare. Ar mai trebui știut, Radu, că accidentele cu victime, cu oameni răniți sau mai rău care morți, cele mai multe se întâmplă în localitate, nu în afară localității, cum am fi tentat să credem.
Și interesant că cele mai multe accidente se întâmplă între două mașini, după care urmează mașină pieton și la treilea punct avem șoferi care se accidentează singuri. Acești șoferi care se răstoarnă, lovesc un parapet, un zid, un copac și care se accidentează singuri. Dacă ne uităm la grupele de vârstă, trebuie știut că grupa de vârstă cea mai vulnerabilă este grupa de vârstă de peste 30 de ani. Este și cea mai longevivă, dacă vreți, 30 plus înseamnă de la 30 până la 70-80, poate și mai mult. Și este interesant că grupa de vârstă sub 20 de ani are mai multe accidente cu victime decât grupa de vârstă 20-29. Deci tinerii, copiii, tinerii sunt expuși accidente rutiere cu victime, probabil din cauza neatenției în traversare, biciclete și așa mai departe. Și cele mai multe accidente, Bogdan, bănuiesc că în București se întâmplă. Că na. Da, Bucureștiul își taie partea leului. Dacă ne uităm la numărul de accidente, evident că București are cam de 3 ori mai mult decât următorul județ. Următoarele județe sunt Iași, Constanța și Cluj. Aici vorbim de accidente rutiere în general vorbim, iar când vorbim de persoane accidentate pe total, București are aproape 3.460. Deci la 3.000 de accidente avem 3.400-3.500 de persoane accidentate. Deci un accidentat și ceva per accident. A trebuit să ne dea de gândit asta, după care urmează Iași, Cluj și Constanța și ele cumva cu un raport supraunitar mai multe victime decât accidente produse. Cel mai bine la capitolul ăsta, am uitat și puțin peste această statistică, stă Covazna. Covazna, Satul Mare, Alba, sunt județele cele mai sigure din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă că cei de acolo poate să stea liniștiți și ei au un număr de accidente remarcabil. Cumva, aceste accidente se corelează și cu traficul, cu valorile de trafic și cu numărul de kilometri parcurși în medie de total populație pe segmentul respectiv de drumuri, de zonă, dacă vreți. Deci București era firesc să fie și orașul în care se circulă mai mult, este firesc să fie așa, să fie lider în această statistică. În esență, a trebuit să reținem cu toții că oricum am luat-o, nu există un colț de România în care să ne simțim în siguranță. Au apărut iar statisticile, România este pe primul loc în Europa din perspectiva accidentelor rutiere grave, mortalitate, oameni care rămân cu diferite grade de infirmitate și aici avem foarte mult de lucru. Am mai spus, se schimbă presiunea pe care Uniunea Europeană o pune la nivelul tuturor țărilor. Asta înseamnă că 2030 este un prim obiectiv, înjumătățim numărul de morți pe șosele, dar vom vorbi despre toate acestea. Trebuie să reținem faptul că, din perspectiva riscului, în momentul în care ieși din casă, indiferent că ești pieton sau ești șofer sau biciclist, în România riscul de a se produce un accident este mai mare de câte ori decât în orice altă țară civilizată. A trebuit să ne raportăm la asta și să ne construim, dacă vreți, călătorile de așa natură încât să ajungem cu bine la destinație. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai adus și astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu un nou sfat de drum bun. Zi bună mai departe! Zi bună tuturor, să circulăm cu bine și să ne reauzim cu bine peste o săptămână. Toate cele bune! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.